Hello și bine ai revenit la Minutul de Igienă Cibernetică. Astăzi discutăm despre igiena cibernetică în școli. Într-o lume tot mai digitalizată, siguranța elevilor și profesorilor în mediul online este esențială. Și totul pleacă de la educație. Elevii și profesorii trebuie să înțeleagă riscurile online și cum să le evite. Acest lucru include recunoașterea phishing-ului, utilizarea corectă a e-mail-urilor și gestionarea datelor personale. Folosirea de parole puternice este vitală. Elevii și personalul ar trebui să folosească parole complexe și unice pentru fiecare serviciu online. Actualizările de securitate sunt de asemenea esențiale. Asigurați-vă că toate dispozitivele și produsele software sunt mereu actualizate pentru a preveni vulnerabilitățile. Este important să avem politici clare privind utilizarea internetului și a dispozitivelor în școală. Reguli clare care pot preveni multe dintre problemele de securitate. Și foarte important, pentru că știu că sunt multe școli, dar și instituții publice care încă nu fac asta, backup-ul datelor. Este important ca, fie că vorbim de lucrările copiilor sau documente administrative, să existe întotdeauna o copie de rezervă a acelor documente, a acelor date. Prin aceste măsuri creăm un mediu școlar sigur și protejat pentru toți membrii comunității. Siguranța cibernetică este o responsabilitate comună. De aceea, în cadrul trainingurilor Eroi Internetului pe care le facem cu profesorii, atragem atenția asupra situațiilor în care profesorii sau elevii pot cădea victimă unor situații precum furtul de identitate. Profesorii trebuie să aibă grijă la datele personale, la datele copiilor, la datele cu care interacționează, dar și la datele pe care le distribuie sau le împărtășesc cu alții. Este foarte important ca și ei să înțeleagă că în spatele unui avatar se poate ascunde oricine. Această discuție o avem și cu copiii și cu profesorii și dacă vrei și tu să înțelegi care sunt acele date la care trebuie să ai grijă, ce trebuie să faci, care sunt pașii prin care te poți proteja, tot ce trebuie să faci este să intri pe eroiinternetului.ro să descoperi programul pentru care ai informații și pentru elevi, și pentru părinți, și pentru profesori, și de ce nu să te înscrii la un webinar gratuit. Toate informațiile de acolo sunt gratuite, iar dacă te înscrii, în momentul în care ajungem în orașul tău, îți dăm și un e-mail și vei ști, poate venim la școala ta. Până data viitoare, vă invit să navigați cu prudență și responsabilitate.